astăzi eu vreau să vă arăt cum să facem dulceață din gutul. Să începem. Eu am cules două căldări de gutuie. Iată, vedeți? Pe această căldare deja am șters de praf gutuia. Vedeți? Tot este frumos și curat. Și aceasta încă nu e. Nu am șters gutuia de praf, nu am spălat încă. Și eu mai înainte am făcut câteva bănci de dulceață de gutuie. Iată cum s-a primit. Vedeți? Aici. Așa, roșie așa s-a primit și am băut și ceai și s-a primit foarte gustos, fain. Aici în bucătărie miroase a gutuie, foarte fain, miroase așa puternic. Când intru în bucătărie, deodată mirosul îmi dă în nas. Haideți să ne apucăm să le spălăm și să le ștergem de praf. De puf să le ștergem de aceste gutui. Acum eu vreau să șterg acest puf de pe gutui și le spăl totodată. Și cu apă așa, dăm drumul la apă și acum cu ceva, cu spălător, cu ceva curat, ștergem așa puful acesta. Până nu vedem puf pe această gutuie. Ele sunt la mine mai mărunțele, care și cum. Am pus dopul la aici, Ana, ca să stea apa. Deci, asta este curățită de am... Se pune în focus, nu? E bună. Asta e de bea un gutuie, aici sunt încă o căldare, mai am de lucru. Oprim apa, deja nu mai trebuie apă. Mai bine o să fie mai liniște. Depinde de fiecare gutuie. La una îi se curăță foarte ușor puful, dar la altele foarte greu. Și tot așa, așa, le vom curăța pe toate. Deci, etapa următoare, avem nevoie să facem un sirop și eu mi-am ales cazanul acesta și avem nevoie de apă, 1 litru și zahăr. În cazul meu, eu am 2 pachete de zahăr. Eu așa pun 2 pachete la un cazan și trebuie să le desfacem, le punem în cazan, apoi turnăm apa, apoi... La plită, la foc încet, punem cazanul până va fierbe apa. Eu voi curăți gutuile. Tăiem gutuia în 4, așa, rast, în 4 și noi vom scoate tot negativul din ea, sâmburii și tot cu ce este murdar pe aici, nu cu murdar, dar tot negativul. Să fie curat fructul și iată așa. Le vom tăia fiecare în parte așa. Aici este de puchet mult. Iaca așa. Sunt unele gutui care mai ușor se curăță, dar sunt unele care destul de greu, adică sunt umplute cu mâncărime de asta. Și tesată tocmai să curăți. Noi deja o gutuie am curățit-o. Urmează să le tăiem în felii. De fapt, n-am curățit-o, am muș. Asta a rămas. Bucățica asta. Le tăiem în felii, așa, grosuțe, așa, normal. A, iată așa. Și iată așa ceva.
vom pune la fiert noi. În acest mod eu fac în fiecare an gutuie. Nu gutuie, dar dulceață de gutuie. Apoi poți să le mai tai și în jumate, iată așa. Și cu asta basta, le punem în cazan. Dacă a fiert siropul. În sfârșit s-a umplut acest cazan cu gutuie. Mi-a luat câteva ore să îl umplu, să le curăț. Eu acum le amestec să nu să se lipească la fund. Așa, le-am amestecat și trebuie să acoperim cu un capac și lăsăm să fiarbă. Până la fierbere lăsăm. Gutuia a început a fierbe, dar dulceața de gutuie se fierbe de două ori. Acum noi trebuie să o oprim și să se răcească trebuie. Eu voi aștepta o noapte, atunci mâine dimineață va fi rece și voi pune la fiert și deja le voi pune în bănci. Bună dimineața! Gutoia a stat peste noapte și acum trebuie iarăși să o punem la fiert. Ia uitați-vă ce culoare și o punem la locul ei unde a fiert. Tot așa să fiarbă. Până da în clocot. Apoi vom pune prin bănci și la revedere cu asta basta. Așa la foc încet. Dar în partea asta am aici banca în care vom pune în bănci de astea. Eu le scot microbii cu aburi. Le dezinfectez și o să fie mai sigur. Și capacele tot le fierb în apă. Deci mestecăm noi bine, că trebuie mestecat. Și punem capacul pe deasupra și așteptăm până dă în clocot. Dulceața este gata, numai bună de pus în bănci. Și acum chiar și le punem în bănci de astea de 1 litru și de 700 este o bancă. Și așa o punem noi încet, încet. Aici sunt vreo 6 bănci, eu mă gândesc.
așa mi-a ieșit 6 bănci de dulceață de grutuie și acuși vine iarna și o să fie bun la ceai. Acum mi-a mai rămas doar să le acoper, ca să fie cald pe urmă. Deci hai să le acoperim și uite așa. Va, întâi le aranjăm așa mai bine. Așa, ceva. Și iată așa. Hei, eu vă mulțumesc pentru vizionare și dacă v-a plăcut acest video, atunci distribuiți-l, dați-i câte un like și abonați-vă la canal. Eu sunt Gicu și dacă aveți și voi butuie, faceți dulceață că este bună iarna la ceai. Eu sunt Gicu, ceau, pe bune!